Salutare, fraților, mei lupi, numele meu este Bigul și bine v-am găsit la un nou episod. Ah, de când am mai spus eu chestia asta? Probabil unii din voi ați citit textul de mai jos. Nu știi care text, textul ăsta de aici, uite ăsta care îți arăt eu acum, dar... Probabil unii l-ați citit, probabil că unii nu. Dar mie oricum nu-mi pasă și am să vă explic ce facem în episodul de astăzi. Și cum pot face acest lucru, te întrebi? Ei bine, printr-o introducere magnifică. Ești cumva închis în casă din cauza pandemiei sau pentru că te-a pedepsit măta care s-a topeana în gravidă? Ei bine, nu dispera, pentru că eu, astăzi, o să-ți arăt ce poți face în casă, singur. Nu te gândi la prostii în pis. Numărul 1. Stai. 2. Stai invers. Numărul 3. Vânează. Numărul 4. Să fii vânat. Numărul 5, să-ți bagi pixul. Și cum ar trebui să explic eu asta lui maică mea? Numărul 6, fă chestii care n-ar trebui făcute niciodată. Vreau și eu. Numărul 7. Ascultă muzică. Numărul 8. Ascultă muzică fără căști. Numărul 9. Joacă-te jocuri relaxante. Numărul 10. Repară. Nici măcar nu știu ce trebuie să fac mai întâi. Numărul 11. Desenează. Este timpul să creezi cea mai bună operă de artă, care îl va întrece însuși pe Da Vinci. Mai am încă puțin și totul va fi gata. Oricum nu-l întreceam. C'était vraiment mieux. Numărul 12. Creează un tutorial.
Numărul 13, gaming. Postează un videoclip pe YouTube. A, stai. Asta era la numărul 12 cu tutorialul. Da. Numărul 15. Vizionează un film pe internet. Ho, bă, eu am spus filme normale, la care se uită oamenii normali. Bă, omul Dumnezeu, filme care le vezi la televizor după 2 ani după ce au apărut în cinematografe. Cineva. Bun, ok, asta am făcut-o din amuzament. Hai să fim serioși de data asta. Sunt singur în casă, n-am pe cine să trolez. Numărul 17, grădinărit. Cam atât a fost, doamnelor și domnilor, cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, știți vechea poveste. Un like și un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, eu am fost Big Wolf și, dragii mei, fiți sănătoși și nu intrați în carantină, că e rău să stai și să nu faci nimic 2 săptămâni. Aveți grijă de voi, nu ieșiți din casă și dacă dați semne de COVID, aia este, Dumnezeu cu mila. O zi faină!